Bine ați revenit la Doza de Net. Pentru astăzi v-am pregătit un episod cu totul special. Este vorba de un meci, dar nu este vorba de box, nici măcar de UFC, ci este vorba de un meci de palme din India. Haideți să vedem. Bam, 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 ce mișcări. După cum puteți vedea, în India sau Pakistan, cred că se află acești băieți. După cum puteți vedea, sunt niște armăsari. Hop, hop, direct de dreapta, stânga, dreapta. Hop, bang, bang, bang. Bum, ce e acolo? Cine, da, stați că n-am stabilit încă cine se bate cu cine se bate. Pentru în primul rând se bate mustăciosul cu mustăciosul. Deci doi mustăcioși. Asta am mustăcioși. Am stabilit, da? Hai, voi ați văzut cum s-a dus ăsta? Mamă, nici la wrestling nu joacă lumea atâta teatru. Dar în fine, ei sunt pe bune acolo. Ia uite, ia uite. Mișcarea cobrei. Hop, hop. Ia-o și pe asta și pe alaltă. Dacă vrei, dacă nu, nu mai lua. S-au încălzit cocoșii noștri. Hai, eu țin cu roșu. Voi? Bum, wow, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred cum am încasat-o pe aia. Adevărul că nici n-aveai timp să o vezi. Chiar dacă a durat 10 secunde palma aia până a ajuns la el, dar n-aveai, uitați. Și cum a căzut căzătura aia? După cum puteți vedea ce față are ăsta, iată ce râde. Îi râd mustățile, ia. Nici măcar nu mai știe pe unde să află, ia. Stânga, dreapta, ăsta e bossul. Ăsta cred că e bossul, gen ăla trebuie să ajungi la nivel 52 ca să te lupți cu el. E bossul ăla de la sfârșitul jocului. Am pierdut pariul? Am pierdut pariul, se pare. A pierdut băiatul nostru sau? N-a pierdut. Uitați ce chestie, super fair play din partea lor. Să se... Ce fac ei acolo? Să se dea cu nisip, cu musă. Dă-i. Mi-a arăt zucătorul. Pum, Superman! Încă o dată, pum, Superman! Încă o dată, wow, ce eschivă din partea celui cu pantalon verzi. Dar ce eschivă, doamnelor și domnilor, nu v-ați așteptat la așa ceva niciodată. Și palme în capul lui, și palme în fața lui, hai. Hai, mustăciosule, cum a fost aia? Hai, că mi-ai un sufletul. Încă una, și încă una, și încă una. Cine, voi ați mai ținut scorul? Că eu nu mai știu nici măcar cât e scorul, nici măcar nu mai contează. Cine o să rămână la urmă în picioare, ăla o să câștige. Dar nici măcar nu-i pasă celui cu pantalon verzi că este lovit. Omul până la urmă face asta pentru distracție, după cum puteți vedea ce palme își trag. Din dragoste sunt palmele alea. Fugi? Ce schemă, o schemă nouă. În 2 minute și ceva n-am mai văzut schema asta. Și încă o dată săritura iepurelui. L-a surprins din nou pe mustăciosul cu pantalon verzi, după cum puteți vedea. Foarte, foarte surprins acest băiat. N-am ce spune despre el. Și s-a terminat meciul și se pare că avem un câștigător. Câștigătorul a fost exact cel pe care eu am pariat. Nu pentru că am știut cine câștigă, ci doar pentru că am simțit. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Pe curând!